Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Ne aflăm într-o mănăstire citadină, într-o mănăstire urbană la Stavropoleos, alături de părintele duhovnic Iustin Marchiș. Bun găsit, părinte! Bun venit! În mijlocul Bucureștiului, în centrul vechi, aș putea spune, unde e plin de turiști și de terase și o viață de noapte foarte agitată, se află acest, am putea spune, chivot, această mănăstioară de buzunar, dar cu o prezență foarte puternică, mănăstirea Stavropoleos. Dumneavoastră sunteți aici monah de multă vreme. Cum este să fii călugăr citadin, chiar în mijlocul Bucureștiului? V-ați obișnuit cu acest statut? Vi l-ați dorit? A fost o ascultare? Eu o să răspund simplu. Creștinismul este urban, nu este rural, la începuturile lui. Mănăstirile erau nu numai în Occident, în cetăți. Și dacă ar fi să dau un exemplu puternic, Studios, că așa e corect să-i spune, nu Studion. Nu Studion. Studios era la doi pași de zidurile cetății și apoi a fost inclus în cetate. Bucureștiul, când e ridicată și mănăstirea noastră, avea multe mănăstiri. Deci am trecut de la începuturi și prin istorie răsărit și apus și am ajuns în centrul vechi al Bucureștilor, unde erau, să spun doar așa, acolo unde e Zlătariul de astăzi era mănăstire. Unde nu era încă Stavropoleos, era mănăstirea grecilor. La Universitate era Sfântul Sava. Deci erau mănăstiri concentrate, da, și asta practică. E minunea pe care arhitect care s-a prăpădit tânără a zis, care e planul urbanistic al Bucureștilor? Păi toate străzile duc la o biserică. Ca într-un film celebru. La ce bună o stradă dacă nu duce la biserică? Prin urmare, așa era configurația acestui oraș în care trăiesc eu de peste 30 de ani și unde am venit de la munte, dar eram la o vârstă la care încă puteam să fac câte ceva sau în parte știam cam cum să fac, dar știam ceva mai important. Câte vreme am trăit la mănăstiri și mai ales ultima oară la mănăstirea Cheia, mulți oameni din oraș ziceau și făceau. Veneau măcar la înviere, veneau duminica la slujbă. E o categorie de oameni în orașe și îmi spunea părintele Dumitru Stăniloae, părinte, eram deci la Cozia la începuturi, în orașul București există mulți oameni credincioși și care iubesc mănăstirile și monahii. O să dau un exemplu care ne e drag tuturor. Cum iubea părintele Dumitru Stăniloae mănăstirile, cum iubea părintele Galeriu mănăstirile. Deci este și de o parte și de alta. Orășanul iese odată, câteodată din cetate și se duce în pustiu la mănăstire sau în retras și uneori monahii coboară. Cât admirație, câți oameni minunați veneau să-l întâlnească pe părintele de la Silvestru, cum să vină monahii. Monahii vin acum și țin cuvânt în bisericile din orașe. Acum, când vorbim noi, sunt astfel de lucruri. Pentru că tocmai există o prejudecată. Monahii să stea în pustiul lor. Izolați. Oamenii s-au retras în pustiu că nu se mai putea trăi în oraș. Așa a început monahismul. Și ca o jertfelnicie a martirilor. Ei continuau martiriu. O biserică primară. De martire, asta sigur. Era. Și după aceea, cum știm, mai ales studiții, Teodor Studitul, a vrut să facă din cetatea Constantinopolului o mănăstire. Nici asta nu se poate și nu s-a putut și nu se poate. Prin urmare, aici la Stavropoleos fusese o mănăstire care era închisă din vremea lui Colnicianu și Cuza. Ca și atâtea alte zeci. Și deci în loc să fi rămas acolo să mă bucur în sfârșit de un loc care era pus în rânduială, să-i primesc pe cei apropiați și pe oameni credincioși care iubeau să vină la slujba la mănăstire, sunt mai mulți cei care vin acum aici în cetate, la liturghiile de la Stavropoleos, mai ales că am bucuria nesperată ca măicuțele să poată ține slujbe și liturghii numai prejos decât grupul Stavropoleos care a cântat în toată lumea și care a făcut epocă în sensul că noi am pus aici începuturile. Deci Stavropoleos e mai mult decât
începuturile într-o așa zisă parohie și mănăstirea de astăzi a fost un fel de renaștere. Vorbesc cu curaj despre asta, în ce sens? Cu mult curaj, pentru că atunci când e ceva aproape abandonat sau ceva care nu mai e în rosturile firești, trebuie cineva să vină și să pună început bun. Și prin legăturile cu acești oameni iubitori de slujbe la mănăstire, am reușit, nu ca la cheia unde am făcut mai mult în afară, întâi și apoi în biserică, aici n-am mai făcut așa. Aici am făcut slujbă în primul rând și apoi m-am ocupat și de cele din afară, când m-ați întrebat cum e în biserică. Păi nu era de privit, nici nu se putea, că nu era restaurată nici pictura, nici icoanele și toate erau într-o stare de vălmășie este, da. Și cu puține persoane, mai ales feminine, da. Și atunci eu cred că ce am făcut a fost ca o înviere. Îmi cer iertare dacă cuvântul e foarte tare, dar pentru mine mai mult decât o renaștere, e o înviere, adică a tradiției autentice care s-a păstrat aici un timp îndelungat și care a fost brusc întreruptă, cum știm, la sfârșitul secolului XIX și întreruptă din nou prin anii 60 în alte părți în România. Părinte Iustin, care este cea mai de seamă provocare a unui monah care trăiește în mijlocul unui mare oraș? E răspunsul Sfântului Vasile. Pe tot îl prăznuim acum când vorbim. Monahul adevărat face din cetate, din oraș, pustiu. Și cel care nu e monah face din pustiu cetate, oraș. Adică stă cu gândul și mă întreb acum, poate că e mai de folos să stai cu viața de zi cu zi în cetate, în oraș, și cu gândul la mănăstirea din munte sau din pustiu, decât să stai în pustiu chinuit și să vrei să vii să scrii cărți, să le lansezi, să vrei să dai concerte de colinde aproximative. Deci, în cer iertare, lucrurile nu s-au schimbat deloc de la Sfântul Vasile, numai bine trebuie să spunem că el a pus temelia conviețuirii. Și atunci, dacă monahii au fost învățați să trăiască împreună, noi nu trebuie să ne învățăm să trăim împreună cu laicii, cu mirenii, cu credincioșii? Ba da, așa este, numai că totuși pe vremea Sfântului Vasile cel Mare era o oarecare bună cuvință în plus. Erau oamenii, toți cei care se apropie de Stavropolos se apropie cu oarece reținere și evlavie. Locul impune, așa deci, este. Deci se zice că noi suntem o mică oază, e adevărat, se zice că și frumoasă, chiar dacă e bătrână, foarte care frumos. Oamenii dacă lasă, ies din stradă, și intră pe poartă și ajung în portic, sau mai ales intră întâi în biserică, deja simt că au lăsat toată grija lumească, cum zicem în cântarea heroică, acum s-o o lasă acolo, da. Cum ar trebui să lase orice om credincios când vine la biserică, toate acolo și să se bucure, să audă ce spune. Se simte ca un duh special Stavropolos. Părinte Iustin, ultima întrebare, vă rog, care este bucuria de căpătâi a unui monah care trăiește în Iureșul citadin? Că poate avea un dialog autentic, poate fi părinte sufletesc, nu numai pentru cei din mănăstire, ci și pentru alții care își caută adesea duhovnicii la mari depărtări. Nu sunt de părere că trebuie să mergi la Frăsinei ca să găsești duhovnic. Dovadă că eu am duhovnic acum în cetate, un preot de mir. Nu fac deosebire între duhovnicul de la țară sau de la mănăstire, ci îi acord același statut, același, are același har de a lega și mai ales de a dezlega pe oameni. Deci sunt aici și ca să dezleg și mai ales să încurajez pe oameni, că distanța între mine și ei nu e foarte mare. Foarte înțelepte cuvinte, le punem la inimă. Mulțumim pentru acest dialog. Urmează să abordăm o altă temă în dialogul următor. Vă mulțumesc!